Deocamdată discutăm cu fostul ministru de externe și istoricul Adrian Cioroianu, e alături de noi. Bună dimineața! Bună dimineața! Foarte importantă această vizită a lui Emmanuel Macron, într-adevăr prima din al doilea său mandat, dar una încărcată mult mai mult de simbol decât cele de până acum, pentru că e alt context. Explicați-ne, vă rog. Cred că este și simbol, dar este o încărcătură reală. Bănuiala mea, bazându-mă pe logica istorică, este că această seară și dimineață petrecută în România, deplasarea de astăzi din Republica Moldova ale președintelui Macron fac parte dintr-un peisaj puțin mai larg și are legătură directă cu Ucraina. Are legătură cu vizita pe care 3 sau 4 importanți reprezentanți europeni, dintre care 3 sunt cei care reprezintă în momentul de față coloana vertebrală a Uniunii Europene, această vizită care va duce la Kiev mesajul solidarității, dar nu numai. Va duce probabil o discuție și despre viitorul european al Ucrainei, dar și o discuție despre posibile soluții pentru găsirea unui punct de armistițiu în condițiile date. Asta este bănuiala mea, repet, bazându-mă pe logica istorică, nimic mai mult, nu sunt informații de culise, dar vizita a cel puțin 3 importanți lideri europeni în Ucraina nu poate fi doar o întâmplare sau o vizită amicală pur și simplu. Având în vedere că am intrat într-un război ce pare a fi unul de uzură, unul care consumă timp, dar consumă și resurse militare și financiare, această discuție pe care o vor avea cei 3 lideri, dacă va fi și președintele Iohannis IV cu Volodymyr Zelensky, s-ar putea duce și în latura asta? Timpul înseamnă bani, înseamnă consum. Aceasta este interpretarea mea. Dat fiind faptul că războiul în momentul de față practic dăunează tuturor. Dăunează atât celor care luptă, dăunează atât invadatorilor, cât și celor invadați, dar ne dăunează nouă, tuturor, în Uniunea Europeană și mult dincolo de granițele Uniunii Europene. Drept care, inevitabil, discuția despre o posibilă găsire a unui punct de compromis a început deja. Și cred că această vizită face parte din procesul dureros de compromis despre care vorbeam. Nu știu cât de scurt va fi acest proces, dar el a început deja. Compromis ar putea să însemne ca Ucraina să-și ia gândul definitiv de la Crimea și mai nou să renunțe la Donbas? Orice este posibil, oricare dintre variante, cu condiția evident ca Ucraina să le poată accepta, să nu pară un dictat european, pentru că atunci ar fi un eșec total și ne-am întoarce în 1938. Și evident, concesii înseamnă atenție, nu numai din partea Ucrainei. Concesii înseamnă din ambele părți. Deci Rusia este parte din această poveste a concesiilor, nu este nici de cum câștigătorul declarat dinainte ale unor discuții care, de fapt, în momentul de față stagnează. Cei care fac rolul de curieri sunt lideri europeni, câtă vreme echipele de negociatori dintre Rusia și Ucraina se vede treaba că nu mai funcționează de mult. Procesul va fi dificil, dar va trebui găsit un punct de compromis. Interesantă perspectiva dumneavoastră și mă leg înapoi de cuvântul simbol de la început. Dacă Ucraina acceptă acest compromis, dacă Ucraina, așa cum spunea Zelensky, că nu va face, va face până la urmă și va renunța la orice centimetru de teritoriu, nu va însemna în mintea omului de rând că Rusia este cea care a câștigat acest război? Nu neapărat, pentru că în măsura în care ambele părți vor face concesii, Ucraina va primi și ceva în schimb. Și din acest punct de vedere, oare să fie întâmplătoare vizita 3 lideri care reprezintă baza Uniunii Europene și un al 4-lea care reprezintă unul dintre cei mai importanți vecini ai Ucrainei în momentul de față și un sprijinitor ai căii europene pentru Ucraina. Pentru că se știe că noi susținem acest demers. Nu avem niciun interes să fim noi etern o frontieră a Uniunii Europene. Nici pe departe. Deci din acest punct de vedere, Ucraina va primi și anumite asigurări. Nu e singura care potențial va gândi, va pune pe masă anumite concesii. Rusia va trebui să le facă și ea. Și din acest punct de vedere, să nu pariem pe situația care se vede acum, pe harta care se vede acum,
pentru că orice modificare, în orice sens, este încă posibilă. Dar ce ar putea să pună pe masă Rusia? La ce ar putea să renunțe rușii în contextul ăsta? Nu știu, nu, mi-e greu să mă pronunț și cred că ar fi și inutil, dat fiind faptul că discuțiile între cei doi actori, practic, sunt prin intermediar deocamdată. Dar în momentul de față, ceea ce vreau să spun este că acest viitor european al Ucrainei este legat direct de găsirea unor soluții pentru criza în care Ucraina nu are nicio vină, să ne înțelegem. Invadatorul este cel care a declanșat acest haos la scara continentului, care amenință să devină un haos la scara lumii, prin implicațiile economice, prin implicațiile de securitate alimentară pe care acest război le-a declanșat. Deci Zelenski ar putea fi pus în situația în care trebuie să se gândească că e mai important viitorul european al țării decât o regiune în care o bună parte dintre cei care locuiesc acolo au afinități pro-ruse. Este o posibilitate, este posibilitatea bunăoară a organizării unor referendumuri sub o supraveghere reală, nu referendumuri cum au fost făcute în Crimea, ci referendumuri sub o supraveghere internațională reală. În momentul de față, orice este posibil, inclusiv această soluție, în măsura în care, evident, ea va fi acceptată de Ucraina. Nu întrevăd nimic care să-i fie impus Ucrainei în momentul de față, pentru că orice impunere ar încuraja-o mai curând să reziste și să declare, așa cum a făcut-o recent președintele Zelenski, că armata ucraineană va reveni acolo unde deocamdată e armata rusă. Mulțumesc tare mult, Adrian Cioroianu, pentru intervenția în direct la Digi24. O parte din aceste lucruri le vom desluși probabil după ce se încheie vizita de la Kiev a lui Emmanuel Macron, Olaf Scholz și Mario Draghi. Vom vedea dacă va merge și președintele Klaus Iohannis acolo, probabil din discursul liderilor, inclusiv din discursul de după această întâlnire a lui Volodymyr Zelenski. Vom vedea care sunt intențiile blocului comunitar, care sunt intențiile principalilor lideri ai Alianței Nord-Atlantice și cam ce rezervă viitorul pe termen scurt și mediu în contextul acestui război declanșat de Rusia în Ucraina. Vă reamintesc, la această oră ne apropiem deja de aproape de 20-30 de minute de discuții purtate între președintele Klaus Iohannis și Emmanuel Macron. Sunt imagini din sala în care au loc aceste convorbiri oficiale între cei doi lideri de stat. La finalul întâlnirii tet-a-tet, președintele Macron și președintele Iohannis vor reveni în fața presei cu declarații comune pe care le veți urmări în minutele următoare, în direct la Digi24, o vizită a șefului statului francez, care a început de ieri după amiază în România. A fost întâmpinată de premierul Nicolae Ciucă, după care a luat masa cu militarii francezi, a dormit la baza Cogălnicianu și spuneau colegii noștri că în această dimineață s-a trezit de vreme, chiar a făcut sport în curtea bazei militare de la Cogălnicianu, după care a avut loc întâlnirea oficială cu președintele Iohannis.